Sfântul Constantin Brâncoveanu. O frumoasă perioadă de pace și prosperitate a cunoscut țara noastră la sfârșitul anilor 1600. A fost domnia Sfântului Constantin Brâncoveanu. Constantin a rămas orfan de mic. Unchiul său, Constantin Cantacuzino, l-a luat în grijă și i-a oferit o bună educație. De tânăr, s-a dovedit muncitor și înțelept, așa că a primit mai multe funcții în stat. Aproape că a fost pus cu forța domnitor. El nu și-a dorit tronul sau puterea, dar boierii l-au ales cu toții ca fiind cel mai potrivit. Ei au zis: "Te rugăm, nu lăsa țara să ajungă în mâna altor oameni răi sau nebuni să o strige. Fii domnul nostru!" Și i-au jurat că îi vor fi alături. Devenind domnitor, Constantin Brâncoveanu a făcut alianțe pentru a menține pacea în țara românească. A sprijinit enorm cultura, a înființat multe tipografii în diferite zone ale țării ca oamenii să poată avea acces la carte. A adunat în jurul său oameni de geniu, precum mitropolitul Antimii Vireanul. A construit spitale, Academia Sfântul Sava, devenită Universitatea București, și multe biserici. I-a iubit și a ajutat mult și pe românii chinuiți din Transilvania, trimițând mulțime de cărți și construind biserici. De asemenea, a fost alături și de creștinii greu încercați din Siria, Arabia, din Ierusalim și din Grecia, cea aflată sub otomani. Lui îi datorăm stilul românesc de arhitectură, numit și cel brâncovenesc. Sigur că l-ați văzut la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, Hurezi, la Palatul Mogoșoaia sau la una din nenumăratele sale ctitorii. A încercat chiar reunirea Moldovei cu țara românească, dar a fost trădat chiar în Joia Mare. Constantin Brâncoveanu, împreună cu patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, și cu Ianache, sfenicul său, au fost decapitați de către otomani pentru că au refuzat să devină musulmani. Dar brâncovenii l-au ales pe Hristos. Hristos i-a primit pe ei în împărăția cea de sus, iar noi îi sărbătorim și îi cinstim pe data de 16 august.